Handball Club Zalău întâlnește în sferturile de finale ale Cupei EHE formația Grupo ASFI Itzaco, Navara din Spania. Așa au decis al sorții la sediul Federației Europene de Handball de la Viena. Potrivit site-ului oficial al competiției, mancha turul va avea loc în data de 9 sau 10 martie în Spania, iar returul se va juca o săptămână mai târziu, în zilele de 16 sau 17 martie la Zalău. Totuși, suporterii echipei sălăjene ar putea să vadă ambele manșe la Zalău. Având în vedere faptul că echipa iberică a disputat toate meciurile din cadrul actualei ediții ale Cupei EHF în deplasare, gruparea de la Poalele Meseșului a făcut aceeași propunere echipei spaniole și se așteaptă răspunsul lor. Sigur că lumea e tentată să spună că este un joc ușor. Eu zic că atâta timp cât este o echipă care reprezintă Spania, nu poate să fie un joc foarte ușor, pentru că simplu fapt că la nivel de echipă națională au rezultate cu totul și cu totul peste noi, cel puțin în ultimii 5 ani, 6 ani. E adevărat că în vară le-a plecat 4-5 jucătoare, din câte știu eu, dar tot la fel de adevărat este că a și făcut transferări și că dintr-un nucleu sau dintr-o echipă de 16-18 jucătoare, când îți pleacă 4-5, e o pierdere dacă sunt și titulare și au fost multe dintre ele titulare, dar tot la fel de adevărat este că și nouă ne-au plecat sau nu avem axa de care am tot vorbit, Nechita, Molfia, Ciuciulete. Deci pe undeva suntem pe aproape, toate trei și la noi au fost titulare, așa că rămâne ca de această dată să mergem să nu mai plecăm din postura de favoriți. În urmă cu 2 ani de zile ele au jucat o finală de Liga Campionilor cu Larvik, deci au venit au jucat finală. Anul trecut, la fel, au fost până în fazele superioare Ligii Campionilor. Au o finală câștigată de Cupa Cupelor sau Cupa EHF. Am încercat asta să luăm legătura cu ei și am avut o primă rundă de discuții. Sigur că ei, capitaliști fiind mai de mult decât noi, au avut senzația că vor putea să-și facă această etapă fără niciun fel de cheltuieli și eventual și cu ceva câștiguri. Așteptăm acum un răspuns de la ei, să vedem ce se va întâmpla până mâine, poimâine, cel târziu, până joi. Încercăm să aducem amândouă jocurile la Zalău în ideea de economii. Dacă nu se va putea, sigur că vom juca așa cum o cere regulamentul, tur-retur. Cupa EHF programează în celelalte 3 partide din cadrul sferturilor de finale ale competiției următoarele 3 dueluri: Team Vis Halbero din Danemarca, Terndesbergen din Norvegia, FC Midtjylland din Danemarca cu HC Kuban Krasnodar din Rusia și Astra Konacha din Rusia cu Metz Handball din Franța.